În casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și i s-au închinat. Apoi și-au deschis vișteriile și i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. Amin. În dimineața aceasta, Domnul ne cere nu să ne deschidem vișteria, să ne deschidem inima înaintea Lui. Și ceea ce îmi doresc în dimineața aceasta, ca Domnul să coboare în adunare, potrivit făgăduinței Lui, că unde doi sau trei se adună, El este în mijlocul lor. De aceea, în dimineața aceasta, aș dori în mod special să ne rugăm pentru tineretul casei Domnului. Ei vor sluji în dimineața aceasta, cum precizam și altă dată, să fim foarte, foarte atenți la ceea ce facem în dimineața aceasta. Să nu uităm că toți am început. Și cine disprețuiește, spunea prorocul, ziua începutului slabe, este un nechipzuit și un neînțelept. De aceea, în dimineața aceasta, în loc poate să zâmbim, în loc să facem alte gesturi, să ne plecăm capetele, să ne rugăm ca Domnul să dea putere, să dea izbândă și astfel să fim întăriți în omul nostru din lăuntru. De aceea ne plecăm capetele, cerem binecuvântarea Domnului și în special în dimineața aceasta peste tineri, ca Dumnezeu să dea putere, să dea îndrăzneală și autoritate cuvântului Său. Amin.